Ne-ați acuzat și nu numai la ședința asta, ci și la ședința anterioară, de faptul că PSD-ul, USL-ul anul trecut a aprobat 400 de lei gigacalorie. Stimate domnule consilier, stimate domnule consilier, ar trebui să spuneți adevărul până la capăt. Am fost forțați de guvernul Boc atunci când au tăiat toate subvențiile și când ni s-au promis că să vină niște bani de la guvern ca să acoperim această subvenție. De aceea a apărut acel preț. Iată că a venit guvernul SL, condus de Victor Ponta, care a trimis banii la Focșani, și nu numai la Focșani, ci și la celelalte orașe unde există încălzire centralizată pentru a se acoperi diferența de preț pentru populație. Ăsta este adevărul adevărat. De-aia am ajuns la 190, pentru că ne-au venit bani de la guvern. Dumneavoastră tot ați trâmbițat că o să trimiteți bani de la guvern. Nu m-ați trimis deloc. Nu mai arătați cu degetul. Da. Banii pe care i-am primit îi cheltuim anul acesta. Nu mă pot duce în anul 2013. A doua treabă. În proiectul acesta de reabilitare a sistemului de termoficare ne se impune suma de 240 pentru anul 2013. Ăsta este motivul pentru care încercăm acum să ducem gigacaloria atât în luna noiembrie cât și luna decembrie la 190 de lei. Asta este motivul. Nu pot să reportez banii în 2013. Atât am avut. Supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Ziceți. Domnul consilier Preda, domnul Tănase, domnul Lilian, domnul Bucu și domnul Milea Leonina. Domnul... Da. Pentru ce te fac campanie? Pentru că dumneavoastră sunteți consilier. 25. Domnul Bucu, nu te duci acum în fața consilier, ăștia al cetățenilor, că domnule, n-am votat proiect. Nu? Nu? Da, consilier, ăsta senator și chiar v-aș bucura, dar întâi să-l ajutăm să rămână. Să rămână aici, că avem nevoie. Și atunci ne dați la anul 100 de miliarde sau 500 de miliarde subvenții și facem 40 de lei gigacalorii. Da. Ce treabă ai prins? Am...